Eu vreau să-mi pun ringtone la telefon râsul Andrei Tonciu și al Laurei Lezis. Așa, știi, când unul, când altul. Poți să faci ciucă în montaj? Deci fii atent, poți să-mi faci până la sfârșitul emisiunii doar cu râsul lui Tonciu și al Laurei Lezis să mi le pun la telefon. Separat sau unul Nu, să fie amândouă, mă. Deci când râde una să nu mai știu cum să scot telefonul din buzunar. Da? Te rog eu mult de tot. Ciucă este maestru emerit la montaj, oameni buni. Tu ai montat materialul ăsta? Nu, Andrei, cred. Andrei, colegul nostru, care și el este un băiat senzațional. Iar acum, după ce ne-am amuzat, sperăm că și dumneavoastră, cu Andrei Tonciu, cu șefa Dad, dar mai ales cu Laura, colega noastră, Laura Lezis, colega noastră, are un râs contagios. Pe cuvântul meu de onoare, ați văzut? Hai să mergem la schi cu Tili Nicolae, bă, băiatule, că să rămânem pe aceeași linie, măcar. Alo, doamna Tili? Să intre. Vorbește și în spatele ușii. Hai că e bine. Prezentam acolo doamna Tili Nicolae, da, și vorbeai prin spatele ușii. Păi, dar pe ce l-am făcut tot? Ce crezi? Când te-am auzit? Vorbești și singură tu. Nu, îți răspundeam. Păi te-l-aș lăsa singur pe tine să vorbești. Ia uite, al râs. Băi, nene, au fetele astea un râs. Nu mă compara pe mine, te rog frumos, că stricăm prietenia și plec. Nu mă băga în aceeași oală. Aveți niște, cum să vă zic, niște râsete molipsitoare. Clar. Eu ți-am spus că nu prea am sunet când râd, adică de regulă când râd așa. Pe cuvântul meu de onoare, adică, oricât de supărat ai fi, când intră colega noastră Laura Lezis în redacție și scoate un râs de ăsta, bă, te bine dispune. Da, tu stai prin redacție? Da. Ce simpatic e. Astăzi, nu? Păi nu, dar întârzi la școală. Nu vă supărați, vă rog eu mult de tot, așteptați-mă că ajung. Da, îți vine foarte bine albastru ăsta. Mulțumesc din suflet, este o rochiță foarte frumoasă. O să fac un post. Avem niște creștini care se îndură de noi, înțeleg, să ne îmbrace și pe noi, că bani atâta de unde, înțelegi? Deci vestimentația? Vestimentația, mă lasă să zic? Păi nu știu, te întreb. TGH Fashion. Am crezut că a făcut vreo prietenă, știi cum e, uite, vestimentația prezentatorului. Da, nu. Asigurată de părinți. Da. La mine asigurată de niște prieteni, de adevărat. Când tot ei devin prieteni. Bă, Tili, mie îmi place mult de tine. Pe Instagram cum ai stăm astăzi? Ai mai pus ceva? Da, de-aseară. Și? Tot până ai postat așa multe poze înainte? Nu, dar nu postez ca nebun așa toată ziua, bună ziua. Păi ce? De ce? Păi, dar am nebunit la cap, ce am? Păi dacă nu postez, nu există. Păi oricum nu există. Ea este Tili Nicolae, oameni buni, este o fată senzațională. Care... Eu frumos, ia-mă cu doamna, nu mă lua cu fata. Avem alături de noi o doamnă. O doamnă în viață. Ce naiba. Bella, Bella. Exact. Care, oameni buni, uite-mă ce poze, vrei să spui mie că ți-ai ieșit asta din prima? Nu, a fost o 7 aplicații și după aia am ieșit așa. Ai băgat ceva aplicație? Ia uite, da. Ai ieșit în zăpadă, ai ieșit. Da. Jură tu că n-ai ieșit să faci poza asta special pentru Instagram. Evident că fix pentru Instagram. Este? Înțelegi? Da, normal. Bă, deci când exista Instagram-ul și Facebook-ul, era mă mai normal la cap toți, nu? Nu! Acum ai fi un costum de baie în zăpadă, desculți, ia uite. Da. Da, păi da, să știu că chiar am fericită, n-am făcut asta niciodată. Nu, da, bun. Nu, vorbesc foarte serios. Deci, dar nu mă întreba de ce. Pentru că am și o grijă de corpul meu, înțelegi? Mai avem niște lucruri pe aici. Să știi că foarte bine. Mulțumesc din suflet. Cuvântul meu de onoare. Mulțumesc. Sportivă. Nu, hai să râzi deloc. Am mâncat vreo 6 langoșe acum 2 zile pentru că o vecină foarte bună. Bine, mă, genă bună atunci. Nu mă, nu respir când sunt aici, înțelegi? Asta e. Ține respirația. Când faci actorie, înveți să-ți dozezi foarte bine respirația și după exact, mă, asta e. Hai, da, și acum ne relaxăm, nu, că să ce camera de pe mine, pe tine. Atent. Instagram, realitate. Asta e, mă, asta e. Oameni buni, e Tili Nicolae, pentru că este o vedetă de succes pe Instagram, pe blogul ei, Tili Nicolae, își permite să trăiască din vacanță în vacanță și acum a fost la schi. Poți să adaug ceva, nu? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Popescule. Popescu e soțul care muncește din greu ca să... Muncește din greu, dar ia uite ce l-așteaptă acasă. Trebuie să facă doar click. Cum adică trebuie să facă doar click? Doar click, înțelegi? Ce se întâmplă? Și eu fac pic. Click, pic? Click, pic și uite așa, mai trec ani. Are să uite socrul meu la mine și cam băut ceva stricat, înțelegi? Că n-am luat siropul de zmeură de la bunii bebe. Cum te înțelegi cu socrul? Bine, uite, acum am trecut prin niște emoții zilele trecute, fiindcă a fost pe la spital, dar acum e bine. Da? Chiar bine, da, i-am dat un mesaj și l-am întrebat, ești bine? Nu de alta, dar n-am timp să mă duc acolo. Glumesc. Da, el unde e? Ei nu stau în București, stau în afara Bucureștiului, înspre Câmpul Lung. Mm-hmm. Și la spital unde a fost? La Câmpul Lung, asta e problema. Sunt la ambulanță și deși Piteștiul e mult mai ok, nu vine ambulanța.
Noi am mai trecut prin niște experiențe de genul ăsta. Așa e sistemul. Adică tu suni la ambulanță, mai întâi te duci la Câmpul Lung, la Câmpul Lung n-au ce să-ți facă pentru că n-au de niciunul și după aia vine ambulanța de la Pitești la Câmpul Lung ca să te preia. Adică mega stupid. După 30 de ani de la Revoluție, da, tu îți dai seama cât de sinistru e. Nu, dar vreau să zic că... Nu te poți duce într-un spital în România sau nu poți să faci ceva pe bune, adică cum fii atent, e ceva acum, normal. Acum, până să o am pe Sofia, noi nu eram căsătoriți și hai, o să zic o chestie și închem. Nu ne-am întristat, mă, stai că o dăm pe glumă imediat. Și a făcut un anevrism, știi? Da. Care e foarte nasol, adică de regulă acolo se încheie toată povestea. Și l-au plimbat așa cum ți-am povestit și am ajuns la spital în București și spuneam: "Bre bunicule, tu nu mor, că n-am făcut copil și copilul meu trebuie să se bucure de tine. Intră la operație, du-te pe treaba ta, că ne vedem după aia." Și făcea, mi-a pupat mâna, nu știu câte zile avea. Ce-o fi zis, Doamne, ce nebună de noră mi-am luat și eu, știi? Da, mă, dar ești mișto. I-am făcut, era la spital, i-am făcut bradul, m-am dus cu globuri, pac, țac, înțelegi? Păi cum să fie omul de Crăciun acolo, așa, iurea, în tramvai? Sărbători în spiritul Crăciunului. Și acum e bine, Sucru. Da, e bine, e bine. E bine. E bine. Are în lepoată mare de aproape 8 ani? Are. Să-i am avut gura aurită? Am avut. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să vă bucurați împreună. Și lui bunii bebe, că sunt la țară amândoi acolo. Să le dea sănătate. Uite și lui mami că e acasă și vecinilor, că toată lumea se uită și followerilor. Și să-i dea sănătate Dumnezeu și lui bunicul Popescu. Mamă, îți dai seama, deci dacă Popescu, mamă, dacă Popescu e grav, îți dai seama, trebuie să fac pactriță. Deci dacă Popescu nu mai are... Trebuie să fac stand-up. Înțelegi să mă vezi. Aici erai în spume, unde erai? Dar acum, da, eram în spume, chiar eram în spume. Că nu făcea slow motion, nu cum trebuia Popescu. Deci tu erai în jacuzzi ăla, vrei, ține și microfon. Și eram, bagă Popescu 8 secunde, nu știu să știi cât se crizează, înțelegi? Deci, cât... deci stai un pic, tu i-ai dat telefonul și ai zis, bagă pe slow motion ca să arate bine, nu? Nu, ca să fie mie mai ușor la montaj. Ce pentru că mai ușor la montaj. Și el nimic, a? Nu, el nimic, înțelegi? Și tu stăteai așa poze. Ca o divă în... Îi stăteam așa, știam că sunt 8 secunde, mai aici venea un bulburuc din ăla. Evident. Băi, deci îmi place, mă, de Tili. Deci Tili este, cum să vă zic, cel mai sincer om care poate să existe. Nu trebuie să avem și cadre pe care să le băgăm așa în plus, că dacă toată ziua, bună ziua, apar, pac, mai bagi un picior, înțelegi? Mai bagi o manicură, o din asta, să vadă lumea că te-ai dus. Existi. Bun, și ai fost la schi, ca să revenim? Am fost la schi, da, soțul meu de 5 ani de zile. În Italia, nu puteai să mergi tu la Straja la... Nu, păi da, am fost, dar am zis că dacă am fost și am bifat să continuăm și în alte părți. Ideea este că soțul meu de 5 ani... Ai fost în Bulgaria, în Austria? Mă păcălește și îmi spune că te duc unde-i soare frumos, iarbă verde și ajung la zăpadă. Da. Înțelegi, da, pentru că este fan el schi. Și a fost foarte frumos. Acum, lăsând gluma la o parte, vreau să fiu super serioasă. Da. Băi, nu regret niciun bănuț care s-a cheltuit acolo. De ce? Pentru că a fost totul la superlativ. De ce, de bartereală? Da. Așa mă vezi tu pe mine? Nu mă gândesc că foarte mulți vloggeri care au succes și foarte mulți Instagrameri care au succes. Asta. Tu ai succes, pe cuvântul meu de onoare. La noi au venit foarte mulți care călătoresc pentru că sunt diferite companii care le plătesc ca ei să meargă în excursii, să posteze de acolo și asta. Tu, dar eu urăsc să fac chestia asta, adică nu mi se pare normal, adică vrei să faci ceva, să te plimbi, să nu știu ce, îți plătești. Nu stau să mă milogesc. Nu? Adică muncesc, mai facturez, mai plătesc, mai au biletele cu un an înainte, mai plătesc cazarea pe la jumătatea anului și deci, tot așa. Și bine. Uite, îți faci vacanța. Bun, știi? Și aici ai fost la schi? Am fost la schi și asta vreau să zic. Că a fost n-ai regretat niciun bănuț. Da, de ce? Pentru că a fost experiența la superlativ. Nu, se considera familiei de când s-a însurat. N-a zis, mă, popa, la bine și la rău. Da, acum, pe bune, pe ce pe mine m-a cunoscut într-o cutie de carton? Exact. Pe cine eram eu, mă, când m-a cunoscut? Ia asta e, mă! Da. Cine eram? Hai să-ți explic cum m-a cunoscut soțul meu. Deci, fiți atenți, deci, cadru, da? Buni. Deci, Popescu m-a cunoscut așa. Era revista Maxim, care aparținea trustului, da, la un moment dat, da? Și m-a cunoscut așa. Așa erai pe copertă? Așa m-a cunoscut Popescu și mi-a dat un telefon. Și el a crezut că mortu. Adică stai un pic, nu înțeleg asta. Deci el te-a văzut pe coperta revistei? Nu, ți-am zis, noi ne-am cunoscut la 16 ani. Am mai trecut 2 și m-a văzut pe coperta Maxim. Și s-a gândit că dacă mă sună, funcționează. Și? N-a funcționat. Te-a sunat și ce? Înțelegi? Na, simplu, ce faci? Și tu? Și am zis că sunt very busy. Deci tu când te-a cunoscut Popescu, iar... Și am zis la schimb, fii atent, zic, Popescule, că dă-mi într-o dată. Bă, nu te-am întrebat niciodată, mă, în 12 ani. Care a fost, mă, cea mai lungă relația ta? Și ce doi, da, așa, cu cârâieli. Și zic, bă, tu ai nebunit, păi eu sunt heroina ta, mă, de 12 ani aici, adică... Tu îți dai seama, mă, zic, bă, ce bucată de femeie ai pus mâna, deci tu îți dai seama, adică 12 ani, frate, ți-am făcut și copil și casă, ce vrei. Băi, toc ceapa aia, o toc. Gătesc. Curăț, curăț. Dar el e bine, nu? Momentan, da. Am zis că tot insistă că ziua asta. Vreau să-l cunosc, mă.
Eu vreau să-l cunosc pe Popescu. Tot insistă cu schiul ăsta și am zis, bă, Popescule, poate îți rup mâna, nu fi nebun, că luna viitoare nu mai avem ce să plătim, înțelegi, că el fiind contabil, știi cum e, cu mâna. Da. La laptop. Adică nu bagă mâna. Nu, cu mâna la și laptop. Face Excel-uri. Nu, da. Eu mă duceam mai departe cu gândul, dacă tu zici, pe partea financiară, e ok. Deci contabil. E bine. Înțelegi? Și a zis, nu iubita că sunt bine. Bine, Popescu, de ce câte ori îmi spune rar se vaită și omul că e rău? Sunt cu a, olo, aolo, iubitule, dar ce să-ți fac? Du-te, te rog eu frumos, dar du-te la servici, înțelegi? Avem ce m-a întrebat fiul meu odată, într-o dimineață, zice, îi povesteam de evenimente, că mă duc și îmi spune, aia nu e treabă ce faci tu. Și mie îmi pică fața, cum adică nu e treabă? Ce să-i explici cât de greu, frate, să te machiezi, să te îmbraci, să te duci, să-ți iei o imagine, să stai pe tocuri, să alergi, că eu plec după ce-i fac ei de mâncare, să o iau, să fii, faci frumos, să vorbești cu oamenii, să postezi, da, să înțelegi. Exact, să tata, filtre chestii. Tata are un serviciu, tu? Tata are serviciu, da. Și eram, ia uite mă, pentru ce am luat eu 21 de chile. Să-mi zic că deci eu am renunțat la cariera mea, înțelegi, sigur, vorba aia. Bă, adevărul că era nebunie cu la blog. Da, chiar vorbeam cu soțul meu și am zis, dai seama, Popescule, dacă era Facebook-ul, pe, tu pe mine pe trotuar ăla nu mă mai găseai. Dar cum? Deci te-a văzut că n-am am rămas aici. Deci noi ne-am cunoscut la 16 ani, prima oară, stai puțin, erai singură pe copertă. Nu, acolo era când deja eram puțin mai mare, ca să zic așa. El m-a cunoscut pe un poster. Eu luasem castingul și știi că se făceau postere la vremea respectivă pentru fani. Și a venit șefa lui și zice, uite, ea e noua actriță, îți place? Și el zice, da. Și aveam 16 ani, înțelegi? Păi și el? Și de ce l-a întrebat pe el? Erau prieteni acolo pe tine, dacă eu vin acum la tine în emisiune și te întreabă, nu vrei să fie Tilly, îți place sau nu-ți place? Da sau nu? Adică, știi? Răspuns. Plus că el trebuie să mă plătească. Adică îți place? Îmi plătești pe fata asta? Și apoi a trecut... Era contabil? La Prima TV. Și lucram amândoi pe același proiect. Știi că a fost de mult a fost primul serial românesc în familie. Și așa am început, eram în clasa 9, la actorie și am luat castingul și așa am început. Și tu contabil de atunci? Toată viața lui a fost, înțelegi? Și apoi, după 2 ani de zile, ți-am zis, m-a văzut pe revistă, pe copertă și a zis, hopa, 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 la... Știi? Și m-a sunat, eu n-am reacționat. Ai făcut pe inabordabil, a? Nu, mi se părea penibil telefonul, adică era, de ce mă întreb după mine ce fac? Înțelegi, și după 2 ani. Și? Nu, eram foarte busy, ți-am zis. Și? Și după aceea mă despărțisem eu de fostul meu prieten și ne-am întâlnit pur întâmplător pe un trotuar. Și cum sunt eu așa exuberant, ai văzut să-l îmbrați, el au și cine, el a picat în plasă. El a zis, mamă! Mi-a sărit, deci, hai să facem o probă, hai să-ți arăt cum i-a sărit lui Popescu în brațe. Deci fii atent, Popescu deci, pe trotuar. Și Popescu, Popescu e foarte modest așa. Na, nu el e modest, el merge așa. Înțelegi? Și vin și eu, înțelegi? La evenime, papi, ce faci, mă! Așa a fost din prima? Așa a fost din prima și îți dai seama, l-am leșinat. Pentru că a zis, mama, mi-a sărit în brațe. Dar el la mine era de fericire că nu ne-am văzut de 2 ani. Și el? Și după aia mă întreabă, zice, am mers împreună la un restaurant și îmi pune una pe picior așa și face... În prima seară? Da, zice, contabilul, zice, nu era un gest de atenție, știi, ci că la el. Și zice, vii cu mine la mare, știi, și evident că îi pleznesc una așa și zic, mă duc la mare când vreau eu și cu cine vreau eu, înțelegi? Și? Mă rog, a durat 5 ore până m-am dus la mare. Te-ai ținut bine, mă? Bine, de, ținut, tot, bine, bine de tot, bine de tot! Următoarea săptămână era mutată cu bagaje, cu tot. Bă, îmi place de fata asta, de nu mai pot, jur, chiar o iubesc. Chiar de curând îi zicea lui frate-mi, pentru că nepoata mea a făcut 18 ani acum și ne-am strâns cu toții la masă și spunea, bă, băiatule, aveam pe fiecare raft cât un tricou, până a venit femeia. Și? N-am mai avut niciun raft. Da, tricourile le mai are. Toate îngrămădite. Toate într-un singur raft. Tot alea, pentru că na, zice, nu înțeleg femeie, de ce trebuie rochi, de ce trebuie pantofi? Uite, Popescule, când mergem așa frumos împreună, înțelegi, când mergem așa, ia iubitule, ia, zice ceva. Zice, aolu, femeie, lasă-mă. Deci, iubitule, am mai văzut și eu un costum de baie. Pentru la ce trebuie? Hai mă, iubitule. Bravo, îmi place de tine, mă, băi, ești foarte tare. Și mi-e place de mine și de el și de noi și de copilul nostru și de părinții Instagram, noștri. We love Instagram. Da, eu ți-am zis să mai mult cu viața reală, să știi că foarte mulți oameni mi-au scris și eu să mai mult cu viața reală. Căutați-o pe Tilly Nicolae acum să-i dați un mega like pe Instagram. Da, mulțumesc, Nicolae, că toată lumea mă încurcă. Așa îmi zicea, știi, directorul... Nicolae. Da, directorul meu care am făcut matematică în general, era domnul Ciupitu și îmi spunea așa, bă, Cătălina, ce vezi tu, mă, pe tabla aia, măi, Nicolae? Și spuneam, domnul Ciupitu, Nicolae, și oricum nu văd nimic. Ea este Tilly Nicolae, dați-i like pe Instagram și căutați-o pe online, pe blogul ei, pentru că este o tipă foarte mișto și foarte sinceră. Pozașule, fă-mi și mie o poză cu diva, te rog frumos. Oricum, e bine că am vorbit de schi. Iubitule, te iubesc, vin acasă, dar și tu. Bagă un zâmbet de la ca să postăm pe Instagram. Suge burta, am vrut să ia. Stai, Cristina.
E bine. Bravo, ea este Tilly Nicolae, o fată senzațională.